jumătatea lunii august. De ce cad prunele înainte de coacere? Observați și dumneavoastră în aceste imagini ce s-a întâmplat la acești pruni. Prunele au căzut. A fost și un vântic cel puțin mai puternic și priviți și dumneavoastră ce imagini. Din punctul meu de vedere nu este un lucru bun, pentru că pur și simplu aceste prune nu sunt prunele care ne le dorim să le adunăm, adică prune sănătoase, prune zemoase, prune care au un randament maxim în momentul când le folosim. După cum puteți observa, toate aceste prune au mici probleme. Probleme care sunt cauzate de boli, dăunători și nu numai. Observați, prune stafidite, prune stricate, slab dezvoltate, prune, într-un cuvânt, afectate de anumite boli și anumiți dăunători. Dar nu doar bolile și dăunătorii pot influența căderea prunelor înainte de coacere, ci mai sunt și alți factori care influențează. Așa că haideți să vorbim puțin despre această problemă. Eu știu, poate pe viitor nu o să mai avem astfel de imagini pe la noi prin livezi. Sunt la un vecin care s-a confruntat cu o astfel de problemă și m-am gândit să explic și altor persoane ce se poate face preventiv să nu întâmpinăm astfel de necazuri, pentru că eu așa le numesc. Vă salut, oameni buni, Daniel sunt și astăzi vorbim despre ce v-am prezentat puțin mai devreme, de ce cad prunele înainte de termen, înainte de coacere. Acest fenomen este prezent la mai multe soiuri de pruni și nu numai, chiar și la meri, chiar și la peri și eu știu alte fructe care le mai culegem noi toamnă. Ca să nu avem parte de astfel de fenomene, ar trebui să vorbesc exact ce vorbesc cam toți, tratamente, pomișorii trebuie să-i stropim, eu știu, să avem grijă, să, mă rog. Da, o mare parte din vină o au bolile și dăunătorii, dar să știți că sunt și alți factori care influențează direct căderea fructelor, în cazul nostru a prunelor, și ar fi bine să urmăriți acest clip, pentru că în câteva minute o să aflați și alte lucruri pe care oamenii nu vi le vorbesc, nu din cauză că durează un clip foarte mult, efectiv pentru că aceste cauze nu sunt scrise acolo într-un loc să fie preluate și explicate dumneavoastră. Bun, ceea ce ați văzut dumneavoastră puțin mai devreme este efectul al mai multor factori, adică boli, dăunători, secetă, necurățatul pomilor, nevăruitul pomilor, nesăpatul pomilor, lipsa îngrășământului, plantarea pomului într-un loc unde solul nu este atât de indicat pentru să plantezi ceva acolo, umbră foarte multă sau umiditate, sol care nu se drenează, și vă pot vorbi de foarte mulți factori care influențează acest lucru pentru a vedea ceea ce ați văzut dumneavoastră mai devreme, adică fructele să cadă. În general, toți spun cam același lucru. Domnule, boli și dăunători. Da, este adevărat, mai ales în cazul prunilor, începând de la viespea prunului care apare undeva primăvara, când petalele încep să cadă de acolo din pomișor, apare acea viaspă care, odată cu înțeparea fructului, 100% vedeți efectul acum. Toate fructele încep să cadă înainte de coacere și pur și simplu în interior spargem sâmburile, o să vedeți că acolo există un vierme. Aici vorbim despre un mic dăunător, dar sunt foarte mulți și clipul ar dura foarte mult să vorbesc de toți dăunătorii în parte. Mai observați viermele prunelor, care când ați rupt pruna, vedeți un vierme acolo. Este într-adevăr tot cam același lucru, dar să știți că acolo lucrurile s-au întâmplat puțin mai târziu, pentru ca pruna să fie afectată. După ce am spus aceste mici detalii despre dăunători, v-am spus, sunt mult mai mulți dăunători care afectează, dar ne-am oprit decât la acești doi, care sunt mai importanți. Vorbim despre boală. În primul rând, monilioza sâmburoaselor, care afectează, pot spune, cam 90%, dacă nu chiar mai bine, pomișorii, mai ales în perioadele ploioase, în perioadele cu umiditate ridicată, cum le-am avut în primăvara acestui an, când majoritatea oamenilor care au stropit livezile, și sunt convins că mulți întâmpină astfel de probleme chiar și în livezi îngrijite ca la carte, se confruntă
cu astfel de necazuri, că le putem numi necazuri, pentru că sunt niște costuri destul de ridicate, începând de la stropit, începând de la curățat și îngrijitul pomului, până a avea fructele, cum le vedeți dumneavoastră acum, aproape în pârg, de se pârguiesc. Au fost ploi foarte multe, oamenii au stropit, dar stropindă, efectul nu a fost același, pentru că ploile aproape au fost zilnice. Așa că monilioza și-a făcut apariția. Chiar dacă a fost acolo, ea pur și simplu a explodat în infectarea totală a pomului și observați urmările. Prune stafidite, prune stricate, din care ies acel lichid lipicios și vă spun sigur că dacă nu luăm anumite măsuri, putem pierde un pom total, adică se va usca. Așa că, în afară de tratamentele necesare care se fac în uscat, toamna și primăvara, cu un ulei horticol, cu o substanță cuprică, putem face și periodic anumite stropiri preventive împotriva anumitor boli, anumitor dăunători care ne pot afecta fructele și pomul. Oameni buni, care sunt aceste reguli care le putem respecta, să avem fructele acolo în pomișor atât cât trebuie? În primul rând, toamna, când au căzut toate fructele. Țineți cont de aspectul următor. Nu lăsați fructe stafidite în pom. Nu. Nu lăsați frunză și fructe în jurul pomului, la bază. Faceți bine și le adunați, le strângeți. Frunzele și fructele. Deci dacă vedeți ramuri care au fost lovite, care au fost crăpate, eu știu, afectate cumva și prezintă anumite răni, încercați să le eliminați. Aplicați un mastic și după ce ați aplicat masticul și ați eliminat absolut tot ce vedeți noastră că nu este regulă pe acolo prin coroană, un ulei horticol și o substanță cuprică. Același tratament se repetă și primăvara. Curățați pomii, din punctul meu de vedere, primăvara. Este mult mai indicat, pentru că rănile pe care le faceți noastră pot afecta în rău pomișorul. Gerul este dușmanul numărul 1 al ramurilor tinere și, nu în ultimul rând, al rănilor făcute prin tăieri. Așa că încercați să tăiați pomii primăvara, mai ales sunt mulți pomi care sunt puțin mai sensibili, dar vom vorbi despre aceste lucruri în alte clipuri. Să știți că este indicat și recomandat să văruiți pomii. Pomii prin văruit nu înseamnă neapărat că îi dăm un aspect, că îl, eu știu, îl facem puțin mai frumos. Văruitul îl facem și toamna și primăvara. Prin văruit, în primul rând, oferim o protecție scoarței pomului, a părții de jos, a tulpinei, mai bine spus. În al doilea rând, primăvara, prin văruire, stopăm sau încetinim cumva procesul de intrare a pomului în vegetație puțin mai târziu. Pur și simplu, toți dăunătorii care au ouă sau de ce nu chiar s-au băgat prin acele crăpături ale scoarței vor fi distruși prin văruire. Bineînțeles, și uleiul horticol, chiar și substanța cuprică pe care v-am spus-o, v-am recomandat-o puțin mai devreme la stropirile de toamnă primăvară, au un efect garantat și de protecție împotriva dăunătorilor și anumitor boli. Deci, văruim pomii. Dacă aveți pomii în zone în care nu vă poate lăsa, eu știu, soția sau, mă rog, chiar și dumneavoastră sunteți puțin mai reticent, să spun așa, să-l săpați. Nu-l săpați, dar unde puteți, săpați-l. Pentru că prin săpat nu doar mărunțim pământul și facilităm pătrunderea apei undeva în partea inferioară la rădăcini. Nu, eliminăm tot ce înseamnă vegetație și, în ultimul rând, dăunători, boli care sunt acolo în zonă. Dacă aveți posibilitatea, puteți să puneți pomișorului și îngrășământ. Fie el natural, dar aici trebuie să aveți mare grijă, pentru că punând un îngrășământ natural care nu este fermentat bine, un gunoi, să mai bine spus, care miroase a gunoi, nu este regulă. Mai ales dacă vine împreună și cu părți de vegetație sau boabe cereale, mai bine spus, nedigerate și le punem la rădăcina pomilor. Vom invita pur și simplu rozătoarele și dacă pomii sunt undeva într-o livadă necercuită, chemăm
eu știu, și micile animale, cum ar fi iepurii, sau, eu știu, căprioarele la pomișorul nostru și, în ultimul rând, dușmanul cel mai mare, mistrețul. Așa că mare atenție! Vreți să n-aveți astfel de probleme? Sunt foarte multe îngrășăminte în fitofarmacii, îngrășăminte chimice, care pot înlocui cu succes gunoiul. Oameni buni, v-am explicat câteva lucruri minore pe care mulți dintre noastră poate deja le faceți și tot aveți parte de astfel de fenomene. Dar poate nu ați luat în calcul udatul. Udatul, care este foarte important, mai ales în această perioadă, fructele încep să se pârguiască. Un pom are nevoie de cel puțin 2 udări pe săptămână în perioada secetoasă. Udări care se fac seara, în general, cu o cantitate redusă de apă în cazul în care solul nu se drenează bine, o cantitate puțin mai ridicată în care solul se drenează și chiar este nevoie de umiditate. Un pom trebuie udat în funcție de mărimea lui și în funcție de zona unde este plantat. Dacă este plantat la umbră, automat solul o să fie puțin mai umed. Atunci trebuie, sigur, udat mai rar și cu o cantitate mai redusă de apă. Dacă pomul este plantat undeva în soare, logic și normal, trebuie udat de mai multe ori. Credeți-mă, sunt lucruri, mulți nu țin cont de ele și vă asigur că au astfel de imagini. Mulți se învinuiesc, spun, domnule, i-am stropit, i-am curățat, i-am... și tot, uite ce se întâmplă. Da, se întâmplă, pentru că și la curățat, pentru că am ajuns la curățatul pomilor, la toaletatul pomilor, știți dumneavoastră, trăim vremuri când muștele au început să explice albinelor cum să facă mierea. Adică acest lucru este ca o paranteză. Sunt mulți oameni, mulți meseriași, care în viața lor n-au pus mâna pe foarfecă, în viața lor nu au curățat un pom, dar vin, dau indicații, ba de multe ori chiar și curăță, fără să știe ce să taie, ce să lase și cum să facă acest lucru și când să facă acest lucru. Oameni buni, cel mai bine, și exact cum vă explic mereu, pomii trebuie curățați de oameni care știu cu ce să mănâncă acest lucru, iar dacă nu aveți astfel de oameni, faceți dumneavoastră acest lucru. Sunt noțiuni foarte simple, le găsiți prin cărți și prin anumite clipuri la anumite persoane și dacă țineți cont de ele, nu întâmpinați astfel de probleme. Un pom care are foarte mult rod lăsat, un pom care este aglomerat pe interior, un pom care partea de superioară a coroanei umbrește masiv partea inferioară a coroanei, deci partea superioară umbrește partea inferioară, să știți că poate produce astfel de fenomene. Pomul trebuie să fie aerisit. Pomul trebuie să aibă o coroană formată în așa fel încât fructele, mai ales dacă sunt fructe mai mari, vorbim aici de măr, de păr, de grutui, să fie cât mai aproape de ax. Ramurile să nu se rupă. Trebuie eliminate anumite ramuri care, dacă sunt încărcate cu rod, fructele sunt apropiate unele din celelalte, bolile se transmit foarte ușor, mai ales bolile fungice, și umiditatea care se formează în zonele umbrite, unde soarele nu ajunge, duce la instalarea anumitor boli care afectează vizibil fructele și pomul. Să știți că este foarte mult de vorbit și aș putea să vorbesc ore întregi, pentru că iubesc tot ce este verde și, după cum puteți observa în clipurile mele, eu nu prea explic cu subiect și predicat, pentru că asta ar da de înțeles că sunt furate aceste informații din lucruri care prezintă cu virgulă și punct și n-ar fi corect din partea mea. Deci v-am explicat în mare câțiva factori care pot influența astfel de fenomene, astfel de lucruri care duc la, pot spune, la un necaz, la pomicultori, la horticultori, la oamenii care pur și simplu au venituri și își îngrijesc familiile și poate au investit bani împrumutați să-și îngrijească livezile, crezând că toamna au un profit. Și în acest an, mulți întâmpină astfel de probleme, pentru că chiar am vorbit zilele trecute cu cineva și spunea că are o livadă care i-a făcut toate tratamentele necesare, i-a curățat, i-a fertilizat, i-a, mă rog, absolut tot, și prunele sunt jos. De ce?
Aici mai intervin și diferențele mari de temperatură. Poate-ți observa, noaptea era frig în primăvară, chiar foarte frig, ziua foarte cald. Dacă țineți cont de anumite mici sfaturi pe care eu vi le-am dat în acest clip și v-am explicat în mare, bun, trebuia să intru în detalii pe care, eu știu, trebuia să le extrag de undeva și să vi le spun, dom'le, că trebuie ruptă prunișoara, acel sâmbur e de la nu știu care, că viespea trebuie stropit cu ușa, nu fac chestia asta, oameni buni. Și pentru cine apreciază ceea ce explic, pe înțelesul tuturor, apreciază, pentru cei care mă condamnă și cei care nu apreciază acest lucru, asta este, așa sunt eu. Așa că, țineți cont de micile sfaturi pe care vi le-am dat, țineți cont de micile secrete pe care vi le-am spus. Și dacă 30% din tot ce v-am spus eu puteți face și aveți timp sau știu, aveți și niște bănuți de investit, vă asigur că prunele le adunați atunci când trebuie și nu vorbim numai de prune, de majoritatea fructelor. Dacă m-am făcut înțeles, m-a ajutat cumva, puteți să mai urmăriți și alte clipuri, că, eu știu, mereu e loc de mai bine și putem învăța chiar și mai târziu lucruri pe care ar fi trebuit să le știm de mult. Vă doresc numai bine!